Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Hearts of Iron 4, campania noastră în Kaiser cu Japonia, episodul numărul 2. Hai să vedem ce mai facem noi ca să ne îmbunătățim armata, că deja am ajuns la un nivel insane, așa mi se pare. Heavy Fighter e dacă vrei să faci, dacă te pasionează. Avem stabilitate cam nasoală, ce-i drept e drept. Așa, sper că ai adăugat tu aici, să nu avem probleme. Remove. Mama, costă să le dai și remove. Dă-te încolo. E prea nebunie. Local police force. Da. Așa. Brutal oppression. Secret police. Și ce înseamnă? Ok. Dacă zici tu. Zero la sută. Next. Hai că-ți mai dau două divizii în plus. Cine știe? Nu știu ăștia ce vor să facă. Vreau să-i spionez. Aoleu, asasinate la greu. Ok, am mai făcut încă o chestie belea. Hai să rezolvăm problema cu pământul și infrastructura în Japonia. Ah, by the way, tu, dacă vrei să faci ceva mișto, trebuie așa. Cine declară război împotriva mea? King. Împotriva mea? Ar fi un război complet defensiv. Ce-i drept? Deci... Mă deranjează. Chiar deloc. Hai să ne facem diviziile mai bune. Mai adaug niște artilerie. Doar una. Așa. Hai că nu-i rău. O, frate. Ce încerci tu să faci acolo, că n-ai cum să mă bați. Am 14 divizii. E mult. Foarte șmecher. Infrastructură, așa. Mă rog. Wait, what? Stai. Argentina. Oh. Ok. Dubioasă treabă. Avea așa aici, stabilitate, pac. Sau... Sau... Research speed. Cred că intru pe economie, dar asta nebună. Ce focus ai, mă? Cross the Dai River. Aha. Da. Hai. Știu că o să fie nașpa cu stabilitatea în țara ta. Și când o să terminăm tot, am scos. Reserve fleet aici am 8 distrugătoare. 4 divizii aici. Ăștia o să vină în Taiwan. Sau Taiwan. Cum vrei. Aici, fiind mai mare zona, următorii cred că o să-i aduc acolo, în Shanghai. Aici, la industrie, cred că deja pot să-mi iau ceva nou. Și începem în forță, fraților, pentru că curând o să fie nevoie. Inginerii la fel. Aici, pe partial mobilization, ai putea să iei teoretic, dar mai aștept. Artilerie, infanterie. Da, orice bonus contează. Da, mă, dar chiar n-ai tupeu. N-are tupeu, eu să mă atace.
Au început ăștia cu război. Mitsubishi. Ok. Tot așa aici. Problema asta. Așa că nu pot să dau să justific război. Împotriva lor. Mă, sincer, m-ar ajuta să câștige ăștia. Deci îi ajutăm. Dacă cer ajutorul, îi ajutăm. N-am nimic de pierdut. Mi-am făcut și primul carrier, ceea ce e destul de wow. Și ca să nu mai stăm degeaba, avem primul fighter. Haide, ce mai construiești tu aici? Cam meh. Am destul de meh. Hai să-ți iau arme mai bune. Aici. 75 de zile, bă, că... Ura, ura, nice, nice, nice. Mamă, din ce în ce mai bun. Așa. Numerical Supremacy of Will. Supremacy of Mind. No. Prioritate numerică pentru că te bați cu China. Și... Așa. O să mai schimb și altceva acum. Mai aștept. Câți ai, mă? 8. Trebuie un general bun, dar nu mai am aproape. 10 trupe. Mamă. E ok. Tu continuă acolo că nu e rău. Cine câștigă? A trecut rău? Oh! Fii atent, că nu-i de glumă cu ăștia. Nasol. Nasol de tot. Aolo. Hai, împotriva cui ai declarat război? Împotriva ăstora? Dar de ce? Ești în facțiune cu careva? Asociați. Ok, ok, deci un fel de aliați. Da, cu cuvinte mai multe. Să zicem. Așa, acum poți să-l folosești pe ăsta. Artilerie foarte bună. La fel, aceeași schemă. Nu vreau să exagerez. Mai adui câțiva oameni și te descurci tu după aia. Ok. Altceva? Bam! Nu mai avem focus-ul, nu mai avem nimic. Mă, frate. Nu e ok. Aici. Moderat. Orice contează. Să ne rezolvăm problemele noastre cu pământurile țăranului obișnuit. Mai vreau research. 2 și cât trebuie să ai? 3? De bine sau de rău? Aici pe divizii, mai eu zic că dacă ai 24 de divizii pregătite, n-ar trebui să ai stres, sincer.
A, nu știu când intru eu în război. Asta e problema. Aici se întâmplă niște chestii ciudate. Aici mai am divizia asta de cavalerie. N-are ce să fac acolo. Perfect. Încă o chestie mișto. Sau logistică sau artilerie, dar merg pe asta. Ok, se întâmplă niște chestii insane. Military Factory, corect. Cât de repede te miști? 11 decembrie, tot cam așa. Bă, vezi că n-am mai văzut de mult să se miște așa repede. Construcția unei fabrici. Deci sunt destul de impresionat. Asta la fel trebuie să fie full. O să mai aduc eu oameni. Iarăși, până în capăt, frate. Până în capăt. Vreau artilerie la greu. O să fie nasol, dar asta e viața. Hai, haide, haide. Cât echipament îmi construiești pe zi? 10 pe zi? Ai, ai, ai. Un puțin. Ok. Send the latest equipment. Super. Ne facem facțiune și mai chiar. Încă cineva gratis. Și au revenit deja. Păi cu echipamentul meu, frate. Îi sprijinim așa de la distanță. Ok. Industrie. Vreau să scadă bonusurile astea tâmpite. Research gain efficiency. Da, da, da. Mai un pic. Wow. Bravo, mă, frate. Așa da. What the fuck? Damn. Bravo, mă, frate. Ești tare. Captura Beijing-ul. Așa da. Aliații noștri fac treabă. Ca lumea, chiar. Așa, ceva free aici. Nu mă grăbesc să intru în război. N-are sens. Stai, păi și cum se va termina asta? Ciudat, în fine, hai să creăm și marines de două, așa, pac, pac. Și deja, încă nu merge. O, artilerie, da. O să se miște mai greu. Asta e. Nu e nicio facțiune. Aș fi vrut să se alăture cu noi, da. Nu știu ce să zic. E un clusterfuck. Ce se întâmplă în China? Iar da. Demand observers. Da. Ok.
Ce mult au pușat. Wow. Insane. Stop. Stop. Actually, crezi că nu e o idee rea deloc să îi lași pe ei să pușeze un pic până aici și după aia îi ataci din partea asta. Și mai e și armata asta aici. Ok. Voi. Ce să mă fac cu voi? Small arms 800. Ok, pot să-ți dau ceva nașpa, asta e clar. Și... nu costă fort. Nu, 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 nu. Naval base. Exact. Stai cam prost. Proviziile. Stai cam prea prost. Așa. Gata. Nu mai am niciun nerf la economie. Mai așteptăm un pic. 5 divizii aici. E ok, nu ne grăbim. Aici, știa cine sunt. A, lol. O, frate, ți-am dat arme, ce mai vrei? Că tu mă bați pe mine după aia. Ok, conferința de la Tokyo. Haide. Solidify control. S-ar putea să se fi dus prea puternic ăștia. Ok, a venit și Filipine. Ok, da, mamă. Hawaii, toată lumea vine. Picu mare. Super. Super boșilor, super. Deci am două full și... hai să văd. Mai am vreun... în economii. Ah, dacă o aveam și pe aia. E, aia se schimbă când intrăm în război oricum. Nu-i problemă. Și-a schimbat capitala? Ok, dubiosule. Nanjing aici. Stai că avem artilerie mai șmecheră. Ioi. Nu eram pregătit pentru așa ceva. Mai 4 aici. Take no chances. E, na. Stai. Extremely likely to agree. Certain to agree. Așa. Ok. Mamă, cât de bonusuri primești, frate, insane. Trade. Trade trebuie să-l accepte, e clar. Present to investment takeover. Așa, ca să fim siguri că acceptă cu toții. Și the military alliances. Ok. Philippines, oh my god. Wow. Stai, dar nu apare nicio facțiune. Ce minciună, mai păcălit. M-a păcălit, frate. LOL. Meanwhile, războiul ăsta e super dubios. E ca cel mai bun să câștige, sincer. Așa. Hai și cu ăsta. Ah. I-am. Da, bun venit în echipă.
Și Filipine. Lasă așa deocamdată. Iar. Deceta. Mă, eu nu-mi dau seama cine câștigă aici. Wow. Ceva a fost anexat. Production cost. Da, nu contează. Vrem calitate, frate. O să ne iasă. Așa. Ori. Sau. Sau așa. Mamă, ce armată bună îmi fac. Dar nu mai primesc nicio opțiune. Jesus Christ, ca de obicei un clusterfuck în America. Acum vă întrebați, sau nu, acum realizați cât de insane a fost faptul că mi-a ieșit episodul cu America. Sau episoadele, seria în sine. Deci mai a fost insane, frate. De greu. Dar ne-a reușit. Bun, hai că ai capturat și orașul ăsta. Colaborați bine voi așa de felul vostru. Attrition 0% zici tu. Păi hai, dă-i bătaie. Tungsten. Încă 23. S-au predat CSU, da. Damn, frumos. Și în Japonia așa și așa mai mult. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Hai să o facem și pe asta. Mai durează ceva? Virar. Ok, după aceea. Face așa. Military factories la greu. Supply arms. Îți mai dau. Mă, dar ar fi mișto să o anexezi, frate. Anexezi țara. După aia, după ce i-a bătut pe chinezi, complet. Ar fi mișto să anexezi direct. Bam. Filipine. Nu știu ce să fac cu Filipine. Ia, vezi după. Ok, deci. Legation Cities. Păi dar alea nici nu mai există. Nashiro, ok, haide. Nice. Din nou nice. Ah, pierd ăștia. Pierd rău. Ai ajuns să se repună aici. Nașpa. Nașpa rău. Damn, unlucky. Câte divizii au de curiozitate așa? N-au multe și nici manpower n-au. Așa că dacă am dus soarta pentru voi. Ia ce face Filipine.
Frumos, chiar că excelent. Altceva? La greu Military Factory. Legation Cities, dar nu mai sunt, frate. Nu mai e. Voi sunteți? Ah, Legation Cities. Ok, cum zici tu? Bring Philippines into the fold. Ia. Ah, pentru ăștia. Câte chestii s-au întâmplat? Ok. Division Attack. Da. Și ce să-ți mai dau? Training time. Ia mă, frate. Te-am ajutat mult. Ok, și ceva am amânat prea mult chestia asta. Hai, Filipine. Excelent. Ia atent ce comeback nebun a dat King. A început războiul. A, dacă vrei, poți să dai Justify War Goal, știi? Dar prefer o opțiune mai degrabă. Ar fi mai mișto. Ok, acum am 5 trupe. Îi am pe ăștia. What? Selectează-i. Yamamoto. Ok. Adul aici. Sau ce face? Mă. Așa, binocolo. N-are săracul combustibil, n-are nimic. Așa. Mai pot să mai fac. Oh, asta. Da, o să mai fac doar un singur focus și mă opresc. Că na, nu mai are sens. Acum o să umblu în sfârșit la avioane. Începem să le construim. Am 17 divizii care urmează să vină aici. E Gucci. O, la maxim. Haide. Deși nu prea cred că e nevoie, dar să zicem. Trei divizii. Ia, adu-le încoa. Nici nu trebuie să invadez Filipine. Am venit direct. Ce mișto. Aduc și pe ăsta. Dăm frumos în submarine. Cu decizii că nu prea mai ai. Ah. Ne bazăm pe tine, frate. Guangzhou. S-ar putea să fie unica noastră soluție. E încă 4 divizii. Și pe tine o să te trimit aici. Poate ne protejăm. Bă, dar mult mai durează. Ok, nu mi-a apărut nicio opțiune.
Da, nici nu vreau să declar război. Ok, mai aștept până în iunie 1940. Dacă nici atunci nu mi-apare nimic, atunci declar război. Manual. Ok. Occupied puppet. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ești șmecher. Ok. Dăm aici artilerie. Am nevoie de oțel, deci colaborez cu Rusia. Nu-mi dau seama cine câștigă în sud. Dacă ar reuși cumva să captureze capitala, ar fi prea blanau. Dar așa, Ameh. Următorul lucru pe care îl facem este să luăm un Fighter 2. Dar nu orice fel de Fighter 2, ci unul foarte, foarte bun. Perfect. Fighter 2, ăsta este. Cred că e o variație. Nu? Stai așa un pic. 656. Da, ăsta e. Hai, construiește-mi acolo. Tot ce trebuie. Prioritate. Ok. Deci de-aia nu mă lăsa că am nevoie de political power. Păi da, da. Păi te știu cât am. Wow. Foarte, foarte wow. Da. Recrutează colaboratori. Deci asta e ultima și încheiem episodul. Chiar dacă n-a început niciun război, n-am dat și când începe. Vai, mamă. M-au enervat proștii ăștia, că n-au fost în stare să facă nimic. Nu au pus așa cum trebuie. Ce divizii proaste au. Atât de aproape și totuși atât de departe. Wow. Asta e, frate. Mă bag cu toți și cu nimeni în același timp. Hai, dar tu vrei să spui că nu ai... Chiar dacă suntem prieteni, tu trebuie să ai frontline. Asta e clar. Așa. Și... Două provincii distanță. Cine știe ce mă mai pune să fac? Operation Ichigo. Asta e prea în față. Asta nu e prea în față. Niște tancuri mai vreau eu. Light tank, light tank și light tank. Plus armă așa, signal și logistică. Scumpă în draci. Ai. Ai nevoie. De 3 deja. Auziatic. A zis, hai să mai fac un focus tu și tot așa. Acum am din ce mai puțin. Asta e viața. Să fă n-ai să fă. Martie 1940.
Nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Ia. Nu. Ok. Da, este, îi ține practic în șah că e râu aici și... Opa! Stai. Deci dacă mă uit aici... Nu mai are mult. A trecut râu! Bine, mă, băieți! Bravo! Atunci, hai că intru eu în schemă atunci. Mamă! România, be like, hey, haideți să ne omorâm pe episodul lui Geo. Ce ai, mă, frate? Hawaii. Acțiune. Nu-i rău, nu-i rău. Și să știi că te pregătești de asta. Thumbs up. Dați like, oameni buni, ne auzim data viitoare cu noi episoade și încercăm să pornim războiul în sfârșit.